Alex, cum vezi tu meciul ăsta cu Danemarca? Un meci decisiv pentru calificare. Da, este un meci foarte greu, ca oricare altul, ca toate cum am fost din grupă. Da, este un meci decisiv. Jucăm totul sau nimic. Eu am încredere în băieți și sper ca la final să ne calificăm, să ne bucurăm împreună, să facem toată țara asta mândră. Ce înseamnă pentru tine să joci pentru echipa națională, chiar și la Under 21? Pentru mine înseamnă foarte mult. Este România, este țara mea. Mă simt mândru că reprezint acest tricou și de-abia aștept să prind cât mai multe minute să demonstrez ceea ce port și că sunt demn să port tricoul ăsta. A fost un vis împlinit să joci la echipa națională? Da, normal. Orice copil, când începe fotbalul, își dorește foarte mult ca pe viitor să joace pentru echipa națională, să-și reprinde țara și să facă milioane de români fericiți. Îi prindem pe danezii nu într-un moment chiar foarte bun. Ei n-au avut o serie de victorii ușoare. Ori au câștigat în ultimul minut, ori au luat gol de la Malta și de-abia au revenit. Îi prindem pe danezi într-un moment bun de bătut? Nu știu dacă îi prindem într-un moment bun de bătut, dar și noi am urmărit meciurile lor și rezultatele lor și chiar au avut puțin de noroc. Și dacă am fi avut puțin de noroc cu Ucraina și ne-ar fi intrat toate mingile și așa mai departe, poate eram noi acum pe primul loc, dar așa e fotbalul. Noi nu depindem de ei, nu stăm la mâna lor, noi stăm doar la mâna noastră. Vin aici și nu o să aibă un meci ușor. Să le fie frică danezilor de noi? Sigur că da. Cum e să te fie antrenat de Adrian Motu? Da, sunt mândru că sunt antrenat de mister. Na, fiind copil, cred că mai toți l-am urmărit când era fotbalist, ca și că la un nivel foarte mare, chiar la unul dintre cel mai mare și da, este un vis devenit realitate. El te apreciază foarte tare, vede niște calități la tine, așa cum le-a avut și el. Ai încercat să furi ceva de la Adrian Motu ca jucător? Nu știu dacă mă asemăn ca joc, ca și el, dar fiind copil, v-am zis și mai devreme, l-am urmărit foarte mult și am văzut ambiția lui, seriozitatea care juca fotbal și cred că astea sunt cele mai importante lucruri în fotbal și pe astea trebuie să le iei de la jucătorii cu așa nivel. Ce ai vrea să îmbunătățești la tine? Aș vrea să îmbunătățesc aspectul fizic, masa musculară, să mai pun niște masă musculară. Pentru că decât asta mai trebuie. Calitate tehnică bună am, deci mai trebuie puțină forță și o să pot să mă bat de la egal la egal cu orice jucător. Dacă ai minge la picior, orice fundaș poate să aibă probleme când te are pe tine în față? Da, consider că orice fundaș și când ai minge la picior are dificultăți. Este normal, îl primi mereu cu fața, nu știe de la ce se aștepte, unii îmi dau doar stângul, unii nu știu ce este în capul lor. Eu zic că este destul de dificil când am mers la picior să mă deposedez. Cum erai tu când ai început fotbalul? Păi eram foarte mic, țin minte că aveam vreo 6 ani, mergeam pe teren de la mine din Chiajna, pe teren de la Concordia. M-a văzut domnul Lițe Dumitru și mi-a zis: du-te acasă, vină cu două poze, vină îmbrăcat de fotbal și vină să te bag la fotbal. M-am dus acasă, am vorbit cu mama mea și ea a fost cea care m-a dus și m-a îndreptat spre fotbal. Lulița Dumitru, o legendă a fotbalului românesc, a văzut ceva în tine. Da, de mic îmi zicea, bine, nu chiar de atunci, de când am început să cresc, el a stat o perioadă la Chiajna și a crescut generația asta de 2000. A dus-o până la vreo 12-13 ani și când am început să cresc îmi spunea Messi și îmi spunea că are încredere mare în mine că o să ajung unde cei mai mari fotbaliști români și acum când mai vorbesc cu el la telefon îmi zice mereu că uite că s-a adeverit ce am spus eu, că o să joci pentru lotul național, că o să fii la o echipă de top din România și ăsta e doar începutul, nu te opri aici. Fii la fel de serios, ambițios cum te știu și o să reușești. Îți place Messi? Da. Ai vrea să joci cu el sau împotriva lui?
Cu el. La Barcelona? Da. Părinții tăi au fost alături de tine? Care-i povestea? Părinții mei au fost alături de mine. În special mama a fost cea care m-a ajutat mai mult, care la o vârstă fragedă pentru mine a fost, a plecat de lângă mine fiind nevoită să mă susțină pe plan financiar, a plecat pe vas de croazire să muncească, sora mea fiind din Germania de la o vârstă mică și ea, da, a fost nevoită să plece, m-a ajutat financiar, când nu era ea acasă mă mai ajuta unchiul meu din partea tatălui meu, care a avut mereu grijă de mine și pe care să-i mulțumesc. Deci, în mare parte, mama și tatăl meu s-au ocupat cam de tot. Adică, și-au dat, au dat tot ce au mai bun ca să reușesc eu pe plan sportiv. Bineînțeles, și tatăl meu cât a putut, m-a ajutat și el. Ce făcea mama ta pe vas? Cu ce se ocupa? Da, curat în camere, adică se ocupa pe parte de igienă, adică făcea curat în camere, avea câte 14 etaje de făcut în fiecare zi. Îi apreciez efortul? Da, normal. Eu îi sunt datorii pentru tot restul vieții. Ea știe chestia asta. Când vei semna un contract cu un club foarte mare, îi vei face un cadou pe măsură? Normal. În primul rând, acum noi am început o casă, vreau să-i termin casa și să o fac mândră în continuare, că ăsta este cel mai important lucru pentru ea. Să fie eu bine și să reușesc în cariera mea de fotbalist. Tu ai fost infectat cu COVID. Cum e această boală? Da, am fost infectat. Am fost asimptomatic, din fericire. Nu prea am simțit nimic, adică n-am simțit absolut nimic. Dar, sincer să vă spun, m-a dat puțin înapoi, fiindcă voiam să ajung la Craiova, să încep antrenamentele, să demonstrez, să intru să joc. Și m-a dat puțin în spate din punct de vedere moral. Dar e bine că mi-am revenit, în două săptămâni am fost înapoi la antrenament, am intrat cu băieții și am reușit să intru cu Chindia 30 de minute.